Bună ziua, numele meu este Costin Peligrat, muzeograf al Muzeului Municipal Câmpulu Mușel și astăzi o să vă vorbesc despre obiectul selectat de instituția noastră să ia parte la proiectul Naționalismul Online, organizat de Rețeaua Națională a Muzeelor din România. În contextul în care țara noastră comemorează scurgerea unui secol de la participarea Armatei Române în Marea Conflagrație Mondială și în curând vom comemora și centenarul Marii Uniri, obiectul selectat de noi este unul simbolic al aspirațiilor poporului român la începutul secolului 20 și anume România Mare. Obiectul Muzeului Municipal Câmpul Lung este unul de o deosebită valoare și simbolistică. Este Ordinul Mihai Viteazu, clasa 3-a, model 1916. Istoria acestei mici decorații începe într-un context istoric complicat pentru poporul român, toamna anului 1916, când armata română suferea o dramă. Pe frontul din Dobrogea, pe frontul din sud, tocmai se încheiase bătălia de la Turtucaia, iar forțele româno-ruse de pe frontul din Dobrogea erau permanent atacate de forțele germano-bulgaro-turce, iar în Ardeal, unde începuse contraofensiva austro-germană, ostașii români se rătrăgeau în dezordine spre vechea frontieră între cătorile muntoase ale Carpaților. În aceste condiții grele, pentru a ridica moralul ofițerilor români și pentru a le trezi sentimente patriotice și spirit de luptă, regele Ferdinand, comandantul suprem, ia decizia să creeze un nou semn militar. A fost instituit Ordinul Mihai Viteazu, a fost instituit prin înaltul decret numărul 2968 din 26 septembrie 1916 pe trei clase și era conferit exclusiv pentru fapte excepționale de război ofițerilor care s-au distins în luptă. Ordinul este o cruce treflată din metal auriu emailat în albastru. Clasa 3 are crucea de 40 de mm, pe avers având încrustate pe brațul coborător coroana regală și cifrul regelui Ferdinand, iar pe revers, în centru, anul 1916. Modelul acesta a fost realizat de regele Ferdinand, cel care i-a desenat forma și a conceput proiectul de decret. Denumirea de Mihai Viteazu acordată acestui ordin exclusiv de război este una simbolică. Mihai a fost primul unificator al țărilor române în anul 1600 și urmașii săi, după trei secole, urmăreau același scop în momentul intrării României în primul război mondial. Formatul de cruce al acestui ordin, semn al biruinței și extremitățile brațelor crucii, având formă de floare de crin, simbol al celor mai înalte virtuți, îi conferă acestui ordin o notă distinctă în rândul decorațiilor militare. În războiul de întregire a neamului au fost acordate 314 ordine Mihai Viteazu clasa 3-a, printre care și obiectul aflat în patrimoniul Muzeului Municipal Câmpulu Mușel, care a aparținut eroului maiorul Grigore Grecescu, participant al luptelor din primul război mondial. Grigore Grecescu s-a născut în Oltenița la 4 aprilie 1870. Rămas orfan de mic, ajunge copil de trupă și la vârsta de 18 ani se rolează voluntar în Regimentul 1 Geniu din București. Chemarea pentru meseria armelor l-a determinat să urmeze școala de subofițeri de la Bistrița Vâlcea, în urma rezultatelor de excepție, obținând gradul de sublocotenent. Cariera sa militară a avut o traiectorie constant ascendentă. În anul 1904 este avansat la gradul de capitan, iar în anul 1911 este mutat în garnizoana Câmpulu Mușel, unde îi se încredințează comanda unei companii din Regimentul 30 Infanterie Mușel. În anul 1915 este avansat la gradul de maior și este mutat în Regimentul 70 Infanterie din aceeași garnizoană, unde îi se încredințează comanda Batalionului 1 din Regimentul 70, totodată având și funcția de ajutor al comandantului unității respective. În august 1916, odată cu intrarea României în primul război mondial, Grigore Grecescu se distinge prin pregătirea sa ca bun ofițer de front în luptele din Dobrogea, unde în fruntea batalionului său participă la grelele misiuni din localitățile Cocargea și Enigea. În ziua de 3 octombrie 1916, întreg regimentul 70 Infanterie este transferat pe frontul din zona Dragoslavele-Câmpulung, unde inamicul ataca cu forțe superioare.
Decizia Comandamentului Armatei de a muta această unitate în acest sector a fost luată din motivul că Regimentul 70 Infanterie era încadrat cu soldați recrutați de pe raza teritoriului județului Mușcel, oameni militari care cunoșteau perfect terenul pe care urmau să se desfășoare luptele și care erau puternic motivați să alunge inamicul de pe plaiurile lor. Astfel, primul tren care sosește în Câmpul Lung în ziua de 3 octombrie 1916 este trenul care transportă Batalionul 1 din Regimentul 70, condus de Maiorul Grigore Grecescu. De acolo, această subunitate este îndreptată marș forțat spre Nămăiești, unde atacul austro-german presa puternic centrul apărării române. Pe drum, Grecescu se întâlnește cu generalul Razu Aristide, comandantul acestui sector, care îi comunică maiorului că frontul a fost stabilizat și nu mai este necesară intrarea în lupta batalionului mușelean. Însă Grecescu îi cere generalului să-i permită onoarea de a intra în luptă, să pornească un atac, onoare ce îi se acordă fără nicio obiecție. Astfel, în miezul nopții, fără o pregătire de artilerie, regimentul 70, în frunte cu batalionul 1, condus de maiorul Grigore Grecescu, pornește un asalt la baionetă, reușind să câștige primele linii de tranșei inamice, ridicând moralul trupelor, moralul apărătorilor români din celelalte unități participante la luptă. Bătălia din zona Muntelui Mateaș avea să dureze peste 40 de zile, perioada în care maiorul Grecescu, prin exemplu său personal, reușește să insufle soldaților și ofițerilor din subordinea sa încredere în forțe proprii. Fapt ce s-a reflectat în rezistența eroică pentru apărarea acestei poziții. Pentru merite deosebite, Grigore Grecescu este avansat la gradul de locotenent colonel, ulterior colonel, și primește comanda regimentului 70 Infanterie. Prin înaltul decret numărul 26 din 15 ianuarie 1917, Grigore Grecescu este medaliat cu Ordinul Mihai Viteazul clasa 3-a pentru bravura și destoinicia cu care a condus unitatea pe frontul de luptă. La sfârșitul războiului, Grigore Grecescu se implică cu devotament în crearea asociațiilor și societăților dedicate pentru operele de război și recunoscător locuitorii orașului Câmpul Lung l-au ales primar al orașului, ulterior a fost ales și prefect al județului Mușcel. Un merit cu totul deosebit îi va reveni lui Grigore Grecescu în efortul de edificare a impresionantului mausoleu aflat în vecinătatea Muntelui Mateaș, ridicat în cinstea eroilor căzuți pe acest front în anul 1916. În concluzie, povestea eroului nostru este una extraordinară, plină de episoade înălțătoare. Și-a dedicat întreaga viață patriei și poporului român. A considerat că patriotismul este o datorie elementară și a lăsat generațiilor viitoare un exemplu demn de urmat. Astăzi, în era globalizării, suntem tentați să dăm uitării dragostea de țară și datoria față de draper. Însă, după cum spunea și poetul George Topârceanu, dragostea de țară e un sentiment atât de firesc și de universal, încât se poate spune că omul care nu-și iubește țara, pământul pe care s-a născut și a crescut mare, este un om fără suflet, un adevărat monstru.